Continuăm cu alte informații de ultimă oră. Șeful DNA Oradea, Ciprian Man, este chemat la DNA București la raport. Acesta trebuie să dea explicații după izbucnirea scandalului, înregistrărilor scandaloase în care discutau despre judecătorii care le sunt favorabili, dar și despre acțiuni de intimidare a magistraților care nu răspund la ordin. Berta Popescu vine din nou cu informații de ultimă oră. Berta, revin la tine. O altă unitate de elită, după cum dovedesc înregistrările. Ce se întâmplă așadar? Da, bună dimineața din nou, Nadina. Ciprian Man urmează să ajungă la DNA Central după ce am văzut că Anca Jurma, fosta șefă interimar la DNA, a cerut un raport de la DNA Oradea în care să explice exact ce s-a întâmplat cu acele înregistrări și cu modul în care au fost făcute dosarele. Iată că actualii șefi ai Direcției Naționale Anticorupție, Călin Nistor, este cel care l-a chemat pe Ciprian Man pentru a avea o discuție. Pe surse înțelegem că ar intenționa chiar Călin Nistor să dea o sancțiune. Acum nu știm exact dacă este vorba poate de o revocare sau poate inclusiv de a-i cere demisia, da, lui Ciprian Man. Așteptăm să ajungă Ciprian Man la DNA București, vedem exact ce discuții va avea cu șeful interimar al DNA, Călin Nistor, și ulterior, evident, dacă se ajunge sau nu la o sancțiune. Este important de precizat inclusiv faptul că fostul procuror șef de la Oradea, Ciprian Man, urmează să ajungă și astăzi la parchetul general, acolo unde va fi audiat, undeva după ora prânzului ar trebui să dea din nou declarații. Am văzut aseară toți cei cinci procurori de la Oradea au fost audiați, au stat acolo toată ziua, de dimineața până noaptea târziu. Ciprian Man a ieșit ultimul de la audieri și chiar și-a cerut iertare judecătorilor și spunea că nu și-ar fi dorit să iasă în spațiul public aceste înregistrări. Înțelegem de ce n-ar fi vrut să iasă în spațiul public înregistrările, pentru că erau într-adevăr foarte grave și se vorbea despre cum trebuie să facă dosare judecătorilor și cum să-i liniștească. Vedem ce se întâmplă la DNA Central și ulterior și la audieri. Deocamdată este de menționat și faptul că procurorii încă nu au luat nicio măsură față de procurorii de la Oradea. Au fost audiați doar în calitate de martori. Mulțumesc foarte mult, Berta. Te așteptăm cu mai multe noutăți. Așadar, Ciprian Man chemat la raport la DNA București. Peste